Descoperire macabră făcută de un locatar al unui bloc din municipiul Târgoviște în a doua zi de Paști. Pe scara blocului a fost găsită o femeie moartă în vârstă de 57 de ani. Bărbatul, locatar al blocului 57 de pe strada Transilvaniei din municipiul Târgoviște, s-a trezit dis de dimineață și s-a uitat pe geam în spatele blocului, moment în care a zărit o mână atârnată pe geamul de la scara blocului. Imediat, bărbatul a alertat poliția, care a venit la fața locului și a găsit femeia mea decedată pe scara blocului. Cât am apelat la 112. Ce? Nu, o mână atârnând pe geam în spatele blocului, care stau pe spate, și am sunat la 112. Era moartă? Cred că da, când a venit poliția, eu am constatat la 4 dimineața, la cât a venit. Ce credeți că s-a întâmplat? Păi, despre ce am auzit și-o, două omori e vorba. Da, asta. Așa am înțeles, da. Cadavrul femeii prezenta mai multe urme de violență la cap și pe corp. O echipă complexă formată din criminaliști, medici, legii și procurori a demarat cercetările la fața locului și totodată a fost reținut și principalul suspect al crimei, un bărbat de 58 de ani care se pare că ar fi fost concubinul femeii. E vorba de decesul unei persoane de sex feminin în vârstă de 57 de ani, survenit în condiții suspecte. Se fac cercetări ca să lămurim împrejurările în care a decedat persoana în cauză. Un suspect este deja la sediul, da, poliției. Avem indicii în legătură cu participarea unui suspect. În ce măsură se va confirma această participare ca fiind o infracțiune, vom stabili ulterior. Prezintă leziuni? Da, are elemente de violență pe corp. Motivul faptei? Deocamdată n-am reușit să identificăm mobilul faptei. Se fac cercetări și verificări în legătură cu posibilă reacție ale părții vătămate cu acest suspect. Ce urme de violență are? Urme corporale, la cap și pe trunchi. Victima locuia la etajul 1 al blocului 57 de pe strada Transilvaniei din municipiul Târgoviște. Rudele și vecinii au spus că femeia își trăia viața, consuma băuturi alcoolice, fuma și era într-o relație cu acest bărbat care se pare că a omorât-o. A dat un telefon o vecină că a murit cumnată. Soția acasă, adică sora ei, e bolnavă, n-am putut să iau acum, vă dați seama. Locuia singură? Da, singură, dar stătea la țară mai mult. Aici venea când la pensia și... Și bărbatul care a venit pe la ea astăzi? Nu știu eu nimic. Nu știu, înțeles că i-ar fi adus. Na, nu era măritat, are doi copii mari în Italia, vin și ei acum a murit cu ei. Avea certuri cu cineva, știți? Nu știu, nu pot să zic. Am întrebat pe cineva, dar nu. Știați că are o relație așa de prietenie, nu, cu acel bărbat? Nu știu nimic. Eu nu prea m-am dus la țară, că am fost. A găsit-o pe casa scării, nu? Așa am înțeles. Nu știu. Ce să vă spun, dacă știi mai multe... Ultima dată când ați văzut? De mult, să știți, că nu prea am avut relații cu ea, că ea stă la țară. Nu prea m-am dus la țară, că am soția bolnavă, are hernie de disc și nu pot să mă deplasez. Și am și niște nepoți acasă și nu prea am vorbit de mult. Și nu știu. Dar la țară stă, de când venea lua pensia și am înțeles de la cineva, nu știu cine era, că l-a făcut paștere cu vecinul pe scara. O verișoară, da, practic. Ar fi consumat ceva împreună și probabil de la asta. Dar se cunoșteau de mult? Aveau o relație? Ce? Eu nu știu, sigur, ce am auzit vecinii pe aici. Că se cunoștea cu dânsul, mai venea pe la ea. Mai consumau. Consumau împreună? Da. În rest nu știu nimic. Probabil a bătut-o rău. Nu știu, noi o mai ajutam. Îi mai luam câte o pâine, mai ales în iarnă, când a fost frig. Țigări, un alta. Da, atât, nu. Cine a găsit-o? Vecinul de jos, de la parter. Unde era? Era pe casa scării? Unde era? Pe casa scării. Și el a ieșit pe geam la bucătărie și a văzut mâna atârnând. Și a sunat la poliție. Sincer să fiu, eu am găsit-o cu el odată în pat. Deci sincer. Avea o relație. Nu știu. Dar după ce a plecat bărbatul? Ce relație, da, după ce a plecat bărbatul. Nu știu ce relație. Bea, da, am zis. De la băutură? Da, cred că de la băutură, da. Dar când credeți că a bătut, azi noapte sau astăzi? Păi azi noapte. Cred că azi noapte, că da. Dar eu nu știu că el n-a fost la ea. Eu nu știu că a fost el la ea. Eu după ce am plecat la 2:30, 3 fără ceva,
I-a mai dat telefon pe la 6, a zis ea că își pune un pahar de bere și am zis, păi nu ți ajunge cât ai băut, zic, de ce mai bei? Deci ea, lasă-mă dracu și tu în pace. Și apoi eu nu mai știu cu cine a mai vorbit ea la telefon. Eu nu știu. Da, de seara eu nu știu cu cine a fost, ce a făcut, nu știu. Nu știu. Dar pe el îl cunoșteați? Păi el ca figură, da, îl cunoșteam. Obișnuia să bea și el, nu? Da, enorm, enorm. Ați enorm. Mai auzit, a mai văzut vreodată? Nu, n-am auzit nimica, cum să vă zic, n-am auzit, că dacă auzeam ceva de curioasă, ieșeam și afară, că doar stau sub dânsa. Dânsa stă deasupra mea. Da, aici pe fac. N-am auzit, să zic, și eu m-am culcat târziu la... Cred că era unul noaptea când m-am culcat, eu n-am auzit nimica. Ceva s-o fi, cred că s-a întâmplat în intervalul ăsta, 1 și dimineața, spre 4 dimineața. Oamenii legii au avut destule indicii și au reușit să pună mâna la doar câteva ore de la crimă pe criminal, un bărbat de 58 de ani care se pare că avea o relație cu femeia decedată. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând ca procurorul de caz să propună instanței de judecată arestarea preventivă pentru 29 de zile. Bărbatul se pare că și-a recunoscut fapta, spunând că momentul în care a omorât-o pe femeie era prea beat. Bună ziua, ce ați avut cu femeia? De ce ați omorât-o? Am fost prea beat. Ce am? A fost prea beat? Ați băut da. Mult? Da. Cât ați băut? Ce ați băut?